recomanzi mersul cu mașina în Europa sau recomanzi mersul cu avionul și închiriatul mașinii dacă e nevoie? Deci eu recomand mersul cu mașina dacă locația e aproape și îți permiți să ajungi acolo în timp util, astfel încât să te bucuri de concediu. Dar da, recomand din plin mersul cu mașina, mai ales dacă locația în care mergi, cum am fost noi, Croația, Muntenegru și alte țări unde multe chestii sunt în natură, nu există transport în comun și singurul mod în care să ajungi la lucruri e cu o mașină. Deci e mult mai ok să mergi cu mașina personală decât cu avionul și să închiriezi, pentru că ajungi mult mai ieftin. În schimb, dacă destinația e mult mai departe și nu stai foarte mult timp, cred că cel mai bine e să iei avionul, să închiriezi o mașină câteva zile și să te bucuri de locul respectiv. Ce aplicație ați găsit pentru drumuri? Aplicație pentru drumuri. În ce sens? Pentru Maps. Da, noi folosim Waze-ul de obicei dacă avem internet. Dacă nu folosim Maps-ul și îți recomand la Maps să descarci Maps offline, așa o să te asiguri că îți dă direcțiile destul de bine. Iar și pentru parcări am folosit pe lângă Maps, căutat pe Maps și parcări și care au review-uri. Am folosit Parkopedia și Park4Night. Sunt două aplicații care te ajută să găsești parcări. Cum procedezi în caz de accident sau probleme cu mașina? N-am trecut prin asta, deci nu știu să zic exact. Am trecut prin asta pe autostradă atunci. Accident, da. Dacă ți se strică mașina sau așa, pur și simplu cauți și suni la o firmă de tractări și te duci la un service. De preferat, cum am zis, e să te uiți dinainte dacă există un service pe acolo unde ai merge. În caz că ți se strică mașina, cel mai bine te uiți. Și suni, încearcă să suni la mai multe firme. Dacă ți se pare că prețul este prea mare, ceea ce am pățit și noi în Croația, ia și sună la alte firme, încearcă să vezi, poate primești un tarif mai mic. Iar în caz de accident, cred că este aceeași chestie ca și în România. În România am pățit-o, știu cum funcționează, dar probabil și aici la fel este, trebuie să... Cred că poți să faci amiabilă, știu că e la nivel european, amiabilă și rezolvi cu RCA-ul. De asta recomand, iarăși la chestia asta, eu recomand să vă luați RCA-ul de contrare directă. Știu că e puțin mai scumpă, dar dacă știi că pleci din țară, e cel mai bine să faci asta, că o să știi că despăgubirea ți-o face compania la care tu ai asigurarea, iar ei o să se ocupe mai departe să ia bani de la firma, de la asiguratorul celui vinovat. Ce cheltuieli lunare ați avut cu mașina? Cheltuieli lunare? Cum am zis, o vinietă, taxe de genul, parcări, dacă erau... Și cam cât am cheltuit lunar? Nu am făcut un calcul, dar... Undeva la 200-300? Lunar, cu tot cu benzină. Da, cu tot cu benzină. Și tot. Dacă distribui cheltuiala pe schimbul de ulei care am fost nevoit să-l facem, deci da, lunar, cam, mai zice, 150-200 lunar. Deci vreo 300 dacă pune și reparațiile. Da, dacă ai ghinion să strice mașina și trebuie să plătești, plătești mult. Poți să folosești garanția în altă țară sau doar în România? Ține de brandul mașinii pe care îl ai, dar eu am putut să o folosesc. Noi avem o Hyundai Elantra destul de recentă, 2019, și încă e în garanție. Am avut noroc foarte mare pentru că ni s-a stricat mașina, iar piesele au fost schimbate pe garanție, ceea ce ne-a scutit de o cheltuială destul de mare, mai ales că în România puteam să mă duc la un service în care aveam încredere și probabil primeam și un discount. Aici ceea ce nu s-ar fi întâmplat. Deci da, dacă marca ta oferă, și cel mai sigur oferă, că știu că e o regulă europeană ca în Europa, să garanția să fie europeană, deci poți să o folosești liniștit. Ce sfaturi poți da în legătură cu taxele și cum să găsești reduceri? Da, o chestie legată de reduceri, cel puțin pentru Croația și probabil și în alte țări sunt, există anumite, noi pentru că am stat în Croația pentru o perioadă mai lungă și știam că o să folosim foarte mult autostrada, există anumite țări unde se plătește autostrada la grete, ghișeuri, cum vrei să le spui. Deci nu e ca în România, ți-ai plătit vinieta, folosești cum zice, autostrada dacă vrei, sau în Austria sau în alte țări unde se plătește pentru o perioadă și aia e. În unele țări plătești pe bucată de drum. Iar în Croația, ca și în alte țări, există anumite device-uri pe care poți să le cumperi de la electronice, care ai și o reducere. Pentru Croația, cel mai ieftin e 60 de euro, dintre care 15 euro este device-ul, iar restul, ei îți pun bani pe care 58 de euro. Deci dacă cheltuiești mai mult de 60 de euro, deja următoarele dăți în care tu îți încarci device-ul cu credit și îl folosești, o să ieși mult mai ieftin cu o reducere de, în Croația, cel puțin era de 20 ceva de euro. Deci
informează-te dacă există modul prin care să plătești mai puțin. Sunt cerințe speciale de siguranță pe care a trebuit să le respectăm în alte țări? Da, încă o chestie super importantă, înainte să plecați, să vă asigurați că aveți tot ce e nevoie pentru țara unde mergeți. Dacă te oprește poliția și te verifică, s-ar putea să tu să ai doar un singur triunghi reflectorizant și ei să-ți ceară două. Cred că și în România îți cer două, dar majoritatea mașinilor au doar unul. Și s-ar putea ca atunci, dacă te verifică poliția, să-ți iei o amendă. Totodată, dacă am informația asta bună, nu mai știu dacă e de actualitate, dar știam că în Germania ești obligat să ai ciocan de spart geamul. Eu am cumpărat unul pentru că nu aveam așa ceva și am zis că e mai safe să-l am în mașină. Și totodată, asigură-te neapărat că ai trusa medicală valabilă și extintorul valabil. Tot la fel am pățit și noi, a trebuit să le cumpăr din nou pentru că expirau și nu se încadrau în perioada în care plecam noi. Cum cauți ce taxe de drum trebuie plătite și unde le plătești? Cum am spus și adineori, asta cred că este cea mai importantă chestie pe care o să o faci legat de mașină, e să vezi ce taxe de drum trebuie să plătești și cum le plătești. Eu, cum am spus, folosesc tolls.eu. E un site care are informații legate de vinete și de taxe pentru toate țările din Europa și de obicei îți dau detalii acolo și cum poți să le plătești. Cel mai indicat și cel mai bine este să le plătești online, așa nu-ți bați capul să cauți ghișeu sau unde se poate plăti sau benzinărie. S-ar putea să scapi și mai ieftin în cele mai multe cazuri, dar sunt cazuri ca Austria, ce am pățit noi, e să nu poți să-ți faci vinietă online decât cu parcă o lună înainte și noi treceam pe acolo, adică m-am uitat pentru chestia asta cu două săptămâni înainte. Deci soluția a fost să văd unde poți să cumpăr vinietă sau cumpăr fizic. Dar vă recomand online și totodată vă recomand să vedeți dacă diferența dintre a merge pe un drum cu taxă și un drum fără taxă este foarte mare ca și timp. Noi când am venit din Cehia în Croația, am trecut prin Austria, Slovenia, pe lângă Cehia și Croația. Iar în Slovenia am preferat să nu plătim taxa de drum, care era minim pentru o săptămână și era vreo 20 de euro. Iar diferența de timp a fost doar de 30 de minute. Deci trebuie să vă uitați în țara în care mergeți și dacă drumul pe care îl faceți voi chiar necesită să mergeți pe autostradă și să plătiți o taxă sau puteți să mergeți pe un drum național sau ceva și scăpați de acea taxă, dacă timpul vă permite. Cum ar trebui să se pregătească cineva care vrea să plece pentru o perioadă mai mare în Europa cu mașină? Ca orice plecare, chiar și dacă e mai scurtă, dar mai ales dacă e o perioadă mai lungă, trebuie să îți faci o revizie completă, să schimbi ulei, filtre și tot ce e nevoie, să verifici și chestii pe care de obicei nu le verifici, cum ar fi discuri, plăcuțe și alte chestii de genul. Deci trebuie să-ți pregătești foarte bine mașina de drum, să te asiguri că n-ai probleme și că nu o să ai probleme. Având în vedere taxele și prețurile pentru combustibil, e mai ieftin să mergi cu mașina sau cu avionul? Contează ceea ce vrei să faci. Dacă vrei doar să vizitezi un oraș și este drum linie directă de avion, ia avionul, vizitează liniștit, nu știu, cum ar fi Paris, Praga, orașele principale, orașe din Italia, Roma, dar dacă te duci în Italia sau în orice altă țară și vrei să vizitezi chestii de natură sau să te plimbi pe lângă, clar, mai ieftin e cu mașina, chiar și cu taxele de drum. Și asta e o altă poveste. Cum ți s-au părut prețurile la combustibil în afara României? Chiar adineauri, înainte să filmăm asta, mă uitam pe un site pe care îl folosesc destul de des, tolls.eu, îl folosesc pentru două chestii, să verific taxele de drum și are foarte multe informații despre rovinete, ce taxe să plătesc și chestii de genul și totodată are actualizat cât de cât recent prețul la combustibil, ceea ce în legătură cu prețul la combustibil în România, bucurați-vă că România chiar e ieftin. Da, diferența nu este colosală, cel puțin în zona în care suntem noi. De exemplu, știu că în România acum este vreo 6 lei și ceva, aici e 1,60 €. Deci în România e 1,30 €, aici e 1,60 €, 30 de cenți, dar la un plin se adună. Deci da, e mai scump. România chiar stă bine. Au fost situații când mașina a fost un dezavantaj? Da, mașina devine un dezavantaj, mai ales când te duci în niște locații superaglomerate, unde parcarea e foarte scumpă. Trebuie să inclui și chestia asta, că tu ai mașină și nu poți să iei orice cazare, că o să trebuie să te uiți după o cazare cu parcare sau să te uiți după parcare. Și parcările în anumite zone scumpe ajung și la sute de euro pe lună, cum am găsit și noi, cum am pățit și noi în Dubrovnik, noroc de host care ne-a ajutat să găsim o parcare pe lună cu 80 de euro parcă, dar în afară de parcarea respectivă începeau de la 300 de euro în sus pe o lună, ceea ce e foarte scump. Și totodată
e mai greu să ajungi acolo. Adică să ajungi în locație e mult mai greu decât dacă ai luat avionul. Ar fi un începător pregătit să conducă prin toate țările prin care am condus noi? Începător din România, mai ales dacă ești începător din București sau într-o zonă care e mult mai aglomerată, probabil te descurci de minune în afară. Dar în afară să te lovești de șoferi care nu semnalizează, intră forțat. În Muntenegru am întâlnit destul de multe mașini care merg fără numere de matriculare. Deci, da, ca începător te descurci, dar trebuie să fii foarte atent. Și pentru mine e greu uneori și am ceva experiență de condus. Ce mașină ai recomanda pentru călătorit full-time în Europa? Da, pentru călătorit full-time, cel mai bine e să ai o mașină cât de cât mare, să nu pleci cu o mașină mică, o să fie destul de greu la drum întins, dar totodată dacă vrei să-ți iei multe bagaje, asigură-te că ai o mașină încăpătoare și nu spui toate bagajele pe banchetă și te chinui să le pui cum le punem noi. Probabil dacă ne urmăresc pe Instagram, ați văzut câteva story legate de chestia asta și e destul de greu. Ce asigurare ai avut pentru călătoritul în Europa? Ce asigurare? Am fost client, am avut asigurare normală, era o asigurare de la Țeriac, dar ceva foarte important e să, de la Allianz. Dar foarte important e să vă uitați pe asigurare țara unde merge să fie inclusă. Sunt anumite firme care oferă asigurări, dar nu oferă și suport pentru anumite țări. De obicei, în Uniunea Europeană nu e problemă, știu că sunt obligat să le includă, dar dacă mergi în Balcani sau în alte părți unde asiguratorul s-ar putea să nu le includă, s-ar putea să trebuia să plătești în plus pentru chestia asta. Majoritatea oferă serviciul ăsta, dar o să trebuia să plătești în plus. Recomanzi oamenilor să se pregătească pentru eventualele accidente în Europa? Da, cel mai bine să te pregătești pentru călătoritul în Europa e să te asiguri că, sau să-ți iei o asigurare care are și asistență rutieră, care să te ajute, sau să cumperi un serviciu de asistență rutieră în Europa privat, separat de asigurarea ta de RCA. Deci cel mai bine e să fii pregătit cu asistența rutieră și totodată să te uiți în locația unde mergi, dacă există un serviciu, o reprezentanță, ceva care să fie mai sigur, astfel încât să nu te duci la un gigel care să strice mai mult decât face. Și totodată, dacă ai garanție, reprezentanța e un plus, că o să îți repare chestii pe gratis. Ceea ce am pățit și noi, ni s-a stricat mașina și o să facem un story time cu cum ni s-a stricat și ce am făcut, dar am avut garanția și am scăpat fără să plătim. Adică am plătit doar tractarea, reparația n-am plătit-o. Cum sunt străzile în comparație cu România? Băi, drumurile sunt, nu știu, mai ales în țările în care am fost noi, știu că în țările gen Germania, Austria și în alte țări, drumurile sunt chiar foarte bune, dar noi am venit în zona Croației, Muntenegru sau așa, deci în țări mai puțin dezvoltate, unde drumurile sunt mai proaste decât România, cel puțin asta e părerea mea, drumurile naționale, sau spun așa, sunt chiar nasoale față de România. La autostrăzi, chiar și în Croația am văzut că unele autostrăzi erau mult mai nașpa decât ce vezi în România. Deci, prin experiența care am avut-o, aș zice că în zona, în țările mai puțin dezvoltate, o să dai de drumuri foarte proaste, mai proaste decât în România. Știu că nu credeai că există așa ceva. Și în țările, na, mai vestice, o să ai drumuri chiar bune. Cum ați găsit parcare? A fost greu? Da, adică contează de locație. De exemplu, în locațiile super cunoscute o să ai mereu problema asta, o să fie foarte scump, deci recomandat cazare cu parcare. Vrei să mergi cu mașina, eu știi că e o locație aglomerată, ia cazare cu parcare, chiar dacă e puțin mai departe, dar măcar ești safe. În celălalt oraș găsești, nu știu, în Zagreb noi am plătit 50 de euro pe o lună, ceea ce mi se pare rezonabil. În Dubrovnik am avut noroc cu hostul care ne-a salvat. Dar, în principiu, e destul de greu în locurile aglomerate să găsești o parcare ieftină. Și dacă mergi doar pentru o perioadă scurtă, așteaptă-te la taxe destul de mari. În Dubrovnik, lângă centru, era 5 euro pe oră. Care a fost cea mai scumpă țară din punct de vedere al taxelor de autostradă? Croația. Până acum aș zice că se bate cu Grecia din experiența noastră, dar cred că am fi plătit mai mult în Croația. Nu-mi dau seama cât de mult am mers, dar țările în care plătești per bucată de autostradă și mai ales dacă vrei să mergi foarte mult, sunt mult mai scumpe.
Cât de obositor a fost să conducem atât de mult? Pentru mine nu e o problemă, deși drumul pe care l-am făcut din România până în Bratislava a fost, cred că cel mai lung, se bate cu cel până Lefkada, dar a fost destul de obositor. Am mai făcut câteva drumuri lungi, deci dacă locațiile între care mergi sunt la distanță destul de mare, o să fii obositor. Chiar dacă ești învățat să conduci foarte mult. Și eu sunt învățat să conduc mult și noaptea n-am nicio problemă, dar când depășești 10 ore, deja începi să devină obositor. Mai ales dacă nu ai cea mai confortabilă mașină. Ce probleme ați întâmpinat în traficul din alte țări? Cum am precizat deja, oamenii conduc mult mai rău decât în România. Mie mi se pare că, cel puțin în zona în care am venit, noi, oamenii nu au... Adică și în România sunt destul de mulți, să nu le zic în anumite feluri, care pun viața altora în pericol, dar aici sunt mult mai neatenți. În România știu că sunt mulți care conduc destul de agresiv, dar totuși experiența e puțin mai mare. Cel puțin asta e părerea mea. În zona asta, în Croația, Muntenegru și zona respectivă, oamenii sunt mult mai neatenți și conduc mult mai prost. În țările din vest, cel puțin din experiența mea, e mai bine. Care e cea mai mare țeapă pe care ai luat-o cât ai călătorit cu mașină? Cea mai mare țeapă? Era să luăm o țeapă cu tractatul mașinii, care ar putea să fie diferență de câteva sute de euro. Deci da, asta era să luăm o țeapă. Cu ceva noroc n-am luat-o, dar da, e un serviciu și probabil și la service am avut noroc că am avut garanția, că altfel probabil și acolo s-ar putea să fi luat o țeapă. Ați luat amendă vreodată? Doamne ajută că am scăpat. Nu am fost oprit niciodată de poliție, de când am plecat din România, nu am luat amendă, deci suntem bine. Dar în principiu încerc, pe cât se poate posibil, să merg legal. Care e cea mai mare distanță parcursă? Cea mai mare distanță parcursă? Cred că cea când am plecat. Nu foarte mare față de alte de drumuri făcute de alți oameni, dar am făcut București, Bratislava într-o zi. Care e cea mai mare problemă întâmpinată la călătoritul cu mașina în Europa? Cea mai mare problemă? E o întrebare foarte bună. Sunt mai multe. Dar cea mai mare problemă e să faci research. Adică gen în România nu făceam griji de nimic. Nu făceam griji de legi sau... Bine, respectam legea, dar nu trebuia să mă gândesc care e legea specială, ce nu trebuie să fac, ce trebuie să plătesc, chestii de genul. Deci nu ești obișnuit chestia asta și e foarte mult research. Ultima întrebare. Ce ai face diferit în legătură cu plecatul cu mașina în Europa? Plecatul cu mașina. În cazul nostru, dacă știam că o să facem asta înainte să cumpărăm mașina, aș fi luat o mașină mai spațioasă și mult mai confortabilă, pentru că e un punct foarte important dacă mergi drumuri lungi. Până afară de asta, nu cred că aș face altceva. M-aș uita după cazări cu parcare în locațiile unde știu că e foarte scump, astfel încât când ajung acolo să nu mai bat capul foarte mult. Dar în rest, ai mașina când călătorești, e minunat. Și ultima întrebare. Ce preferi? Să conduci singur și să nu fii bătut la cap, sau să împărțim timpul de condus în două, dar să stau trează și te cicălesc non-stop? Eu sunt obișnuit din România cu mersul noaptea, când conduceam foarte mult noaptea ca să scăpăm de aglomerație. Și era minunat că Alina dormea și eu conduceam în liniște, deci nu puteam să ascult muzică. Dar nici când sunt treaz nu pot să ascult muzică cum vreau, așa că e cam aceeași chestie. Deci drum liniștit cu Alina care doarme lângă mine. Asta va servi ca dovadă pentru viitoarele momente în care Andrei va propune ceva indecent. Și anume să renunț la somnul meu pentru a conduce. Never! Sper că v-au ajutat răspunsurile mele și nu uitați să ne dați un subscribe. Și să puneți întrebări, poate am ratat ceva și pot să vă dau un răspuns din experiența noastră. Bye!